și ultima parte a testului la frecvența de 20 de kHz. Aici se observă cel mai bine, deci la o putere de, nu știu cât să zic, 6 volți pe 4 ohmi, câțiva vați, 3, 4, 5, 10 vați maxim, se văd foarte clar distorsiune de clasă H, 2 step. Aici, aici, aici și aici. Și pe canalul de jos asemenea, se vede aici, aici, aici și aici. Se observă foarte bine cum sinusoida este puțin întreruptă. Așa, ok, hai să vedem acum ce ne oferă el la ieșire. Ia să vedem. Destul de binișor. Se văd distorsiunile pe vârfuri, spike-urile. Se văd clar acum distorsiunile. Deci curat. Nu, deja e în distorsiune. Curat ar fi cam 60 de volți RMS pe canal. Asta arată 51, deci e clar că aparatul de măsură, cu cât crește frecvența, nu mai măsoară cum trebuie, măsoară de calibrat. Deci se vede clar, 61 de volți pe ieșire, cu foarte, foarte, foarte mici distorsiuni la vârful sinusoide, la spike-uri. Am să încerc eu să umblu un pic la time division, poate reușesc să o fac să se vadă mai mare sinusoida. Da, acum se vede mult mai bine. Deci ia uitați-vă, distorsiune. Sinusoida nu mai e arcuită frumos, e cocoșată. Se vede aici, brusc, cum cade. Dacă mai creștem și în nivel, se văd clar distorsiunile. Ce să zic, în idee, un amplificator destul de bun. Pentru banii care costă, eu zic că e extraordinar de bine. Așa. O să urmeze și un test la 2 ohm pe canal. Am uitat.